Bună parte a absolvenților de liceu au scăpat de emoții odată cu afișarea în cursul zilei de astăzi a rezultatelor inițiale de la examenele de bacalaureat din acest an. Comparativ cu ultimii 7 ani, în județul Hunedoara, rata de promovabilitate este foarte mare, de 71,55%. Acest procentaj, deși mai mic decât media pe țară, situează Hunedoara pe primul loc dintre județele din regiunea de vest. Tot astăzi se depun contestațiile, iar rezultatele finale vor fi afișate pe data de 1 iulie. Epoțile au trecut, acum când o bună parte din candidați au văzut deja rezultatele. Rezultatele sunt bune. Față de anii precedenți avem un rezultat, o promovabilitate de 71,55%, ceea ce este cea mai bună promovabilitate în ultimii 7 ani. La nivel de regiunea vest ne situăm pe primul loc, ceea ce ne bucură, și din numărul total de 2267 de candidați care au fost prezenți, un număr de 1622 au fost declarați reușiți. Deci spunem noi că s-a încheiat cu bine și bineînțeles că așteptăm să vedem în cursul zilei de azi contestațiile, după care urmează afișarea rezultatelor finale în data de 1 iulie. Ca și anul trecut, au fost 4 note de 10, a fost și un candidat norocos care a luat bacul cu 6, media minimă, dar și 9 ghinioniști, care au primit doar 5,98. Și anul acesta, la fel ca și anul trecut, avem 4 candidați care au obținut media 10, 2 candidați la Liceul Teoretic Traian Lalescu din municipiul Hunedoara, un candidat la Colegiul Național Iancu de Hunedoara și un candidat la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva. Rezultate frumoase. Sigur, la polul opus avem și un singur candidat cu media 6 pe linie, norocos, iar în ceea ce privește candidații care nu au obținut, au promovat la toate disciplinele și nu au obținut media 6, un număr de 9 candidați au o medie foarte apropiată de 6, ca atare sperăm în situația lor să fie mai norocoși după contestații. La bacalaureatul din acest an, în județul Hunedoara, au fost și 139 de medii mai mari de 5, care le permite celor în cauză să opteze în toamnă să dea examen la o singură materie. De asemenea, s-au înregistrat 94 de absențe, iar 3 candidați au fost eliminați din examen.